Am folosit GeForce Now încă de când era programul beta și era free pentru toți și încă o fac și acum. În acest video vom vorbi în mare parte despre cât de bun este acest serviciu, dar vom evidenția și unele probleme. Dar mai întâi, ce este GeForce Now? Este un serviciu de streaming de jocuri video. Îți creezi un cont, îți descarci aplicația sau dacă vrei poți să joci și din browser, alegi jocul pe care dorești să-l încerci din librăria disponibilă, te conectezi cu contul de Steam, Xbox, Ubisoft sau Epic Games pe care l-ai cumpărat și ești good to go. Poți juca de pe absolut orice PC cu condiția doar să ai o conexiune la internet cât mai bună. Pentru un abonament ceva mai scump ai acces la rezoluție de până la 4K cu placa video 4080. Pentru abonamentul standard, primești un 4060 cu rezoluție de până la 1080p. Acum, serviciul are și un pachet free pentru a evalua experiența. Îți permite să joci timp de o oră, după care vei fi scos pur și simplu din joc. Sper că ai salvat înainte. Dar de obicei, mai ales în orele de vârfă regiunea ta, va trebui să aștepți până la o oră în coadă pentru a te putea conecta. Însă dacă optezi pentru abonamentul premium, vei sări peste coadă și te vei putea juca în sesiuni de 6 ore. Chiar și cu o configurație modestă poți juca absolut orice joc cu absolut orice grafică, deoarece procesul de randare se face pe serverele lor, iar tu doar primești imaginea și poți transmite în schimb input-uri. Există și o aplicație pe telefon, deci dacă ai un controller chiar te poți juca de oriunde. Dar acum hai să vorbim și despre unele probleme pe care le-am întâmpinat. Deși cei de la GeForce Now promit o experiență fără lag, am mai întâmpinat lag minor din când în când în reacție, mai ales pe o conexiune instabilă. Acest lucru poate fi frustrant atunci când te joci în jocuri și necesită o reacție rapidă. Clar nu vei juca ceva competitiv folosind serviciul ăsta. Acum îți permis să-ți configurezi experiența în funcție de conexiune. Aici poți seta FPS-urile, rezoluția și bitrate-ul, ba chiar și locația serverului. Iar aici mai sus ai un număr aproximativ de gigabytes pe care ți-i va consuma pe oră. Ideal ai avea nevoie de o conexiune prin fibra optică gigabit pentru a te putea folosi de serviciu la maxim. Acum vom încerca de pe date mobile pe o conexiune 4G într-o încăpere să vedem ce calitate vom avea în Cyberpunk 2077. Și vedem că e cât de cât jucabil. Când aveam 12 ani, cam în așa calitate terminam majoritatea jocurilor, adică setam cea mai joasă rezoluție și cele mai joase setări. Acum nu mai cred că e acceptabil, dar există niște chestii pe care poți să le întreprinzi. De exemplu, să treci pe o conexiune 5G, să treci pe banda de 5 GHz, să pleci afară pentru a prinde o conexiune mai bună și să te conectezi de la telefon la laptop printr-un cablu USB. Și dintr-o dată jocul va deveni mai jucabil chiar și de pe date mobile. O altă problemă este că te poți juca doar jocurile disponibile pe platformă. În trecut exista un truc prin care puteai să descarci alte jocuri în timpul sesiunii, dar acum nu mai este disponibil. Ești limitat la o librărie de aproape 2000 de jocuri, deci dacă aș fi vrut să joc Red Dead Redemption 2 sau The Last of Us, chestia asta nu este posibilă. Plus că jocurile apar și dispar constant, adică poți face progres într-un joc, acesta poate fi scos de pe platformă, iar dacă nu ai salvat în cloud, progresul e cam pierdut. Partea bună este că te anunță care jocuri sunt noi, care sunt gratuite permanent sau temporar și care au primit o actualizare. Și ai disponibilă cam orice platformă de gaming, deci oriunde ai avea jocul cumpărat, îl poți juca și aici. Pentru cei ce nu știu serviciul și se întrebau întrebarea, Nu poți juca jocuri piratate. Încă o chestie tare este că te lasă să înregistrezi gameplay-ul, ba chiar să pornești și microfonul peste filmare. Deci ai putea să creezi un canal de gaming și să postezi fără să deții PC-ul de gaming propriu-zis. Totodată, în unele jocuri vor fi înregistrate highlight-uri video în anumite momente în game. Iarăși un detaliu nice, pentru cei ce sunt în mișcare sau nu dețin un PC puternic, acest serviciu poate fi o binecuvântare. Interesant este faptul că există o grămadă de alternative GeForce Now care au dat fail, de exemplu Boosteroid, Stadia, Vortex sau Liquid Sky. Pe unele le-am încercat și eu, unele au fost ok, altele nu prea. Doar că se vede că acest model de business nu este bun pentru companiile mici. GeForce Now a fost absolut free pentru foarte mult timp, iar acum încă oferă un pachet gratuit, deși foarte limitat, ceea ce e de apreciat dacă doar vrei să-l încerci pentru a lua o decizie. Acum mai avem alternative GeForce Now care încă activează, de exemplu Shadow PC, Luna Plus sau Xbox Game Pass. Dintre toate am folosit doar Shadow PC și a fost destul de ok. Despre celelalte două, cred că s-ar merita să facem un video. Experiența mea cu GeForce Now, faptul că te poți juca de pe absolut orice gunoi de dispozitiv, atâta timp cât ai o conexiune la internet cât de cât ok, este absolut incredibilă. Experiența este undeva 90% ca și cum te-ai juca de pe propriul dispozitiv. Și nu știu dacă va reuși să devine și mai bun din cauza limitărilor fizice, dar pentru mine este de ajuns ca să-mi reînnoiesc abonamentul atunci când încerc să joc ceva. Dar cam atât și cu acest video, spuneți-vă părerile în comentarii, acesta este primul în care îmi arăt fața, sper să o mai facem, noi ne auzim data viitoare.